perioadă temporară până se rezolvă situația creată la nivelul Consiliului Județean și vă asigur că îmi voi pune toată experiența și expertiza ca funcționarea Consiliului Județean în perioada aceasta să se desfășoare în condiții normale. Vă mulțumesc! Avem un punct la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila în vederea exercitării atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brăila cu caracter temporar pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al domnului Gheorghe Bunea Stan. Dacă sunt intervenții, completări, domnul Ivan, aveți ceva de... Da, da, vă rog. Deci, propunerea este domnul Ion Abraham. Nu, nu, e automat. Am înțeles. Altcineva? Altcineva? Nu mai sunt. Bun. Eu aș avea o completare de făcut. Doamna Dupsu e aici. Domnul... Deci, aș dori să introducem un articol în mod expres, prin care hotărârea Consiliului Județean numărul 103 își încetează aplicabilitatea. Este trecut? Este sigur? Eu am la mapă... Eliberarea din funcție. Nu, nu, nu. La eliberarea din funcție este trecut. Bun, atunci dacă a fost trecut acolo, nu-l mai trecem aici. Se duce cu sarcini. Bun, acum supunem la vot. Votăm deschis. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, împotrivă, abțineri. Deci, 18 voturi pentru. Acum, epuizându-se materialele înscrise pe ordinea de zi, declar lucrările ședinței de dată a Consiliului Județean din data de 5 septembrie 2014, orele 15, că a mai fost în dimineață. Deci le declar închise. Ah, vă rog, doamnă. De ce ora? Parcă 5. Deci făcute și buletine de vot? Bun. Deci fiind, revenim puțin la votul de la punctul 4. Pentru că regulamentul de organizare și funcționare ne obligă, atunci când e vorba de persoane, să votăm secret. Deci, dumneavoastră m-ați votat pe mine ca și vicepreședinte, dar desemnarea pentru îndeplinirea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brăila, cu caracter temporal pe perioada suspendării de drept, trebuie să votăm secret, pentru că e vorba de persoană. Și regulamentul nostru de funcționare, când e vorba de persoană, ne obligă treaba asta. Deci mai zăbovim puțin